seara, puișor. Povestea pe care am să ți-o spun azi se numește Casa de lângă drum. Se spune că odată de mult un om mergea cu traista pe umăr prin lumea mare, căutând cu ochii un loc unde să se aciuiese. Mi-aș face o casă, își zicea el, un bortei cât de mic. M-aș însura și eu ca omul, iar nevasta mi-ar dărui un copil frumos ca lumina ochilor. Și cum gândea el așa, zări pe marginea drumului un părăiaș cu câțiva copaci împrejur și cu multe flori. Locul îi se păru frumos și totodată potrivit pentru o casă. Lângă drum e bine, își spuse el. Trec cu oamenii încolo și încoace, vezi lume și nu ești singur. Și luându-și din traistă uneltele, se puse pe treabă. Pe când bătea el țărușii în pământ și întindea sfoara, trecu pe drum un bursuc. Ce faci, omule? Întrebă bursucul. Ia o casă, dacă o izbute, răspunse omul. Păi singur poți? Dacă vrei, dă-mi și tu o mână de ajutor. Bursucul nu aștepte să fie rugat de două ori și se și puse pe treabă. Aduse frunze uscate, vreascuri, pietre de diferite mărimi și tocmai când se pregătea să plece după niște nisip, văzu lângă el o vitră. Ce faci aici cu mătre? Întrebă aceasta curioasă. Ia o casă, răspunse bursucul, pentru acest om. Vrei să ne ajuți? Cum de nu? Sări vitra. Și îndată se puse pe cărata apă din râu, iute și vioaie ca o zvârlugă. Așa se adunară o mulțime de vietăți, care mai inimoase și mai săritoare. Lucrul mergea de minune, nici nu se lăsă bine noaptea, că totul fu gata. Vă mulțumesc din suflet, le spuse omul vesel. Nu știu ce m-aș fi făcut fără voi. Dacă veți fi cândva la strâmtoare, vă voi răsplăti și eu după puterile mele. Și plecară inimoasele vietăți care încotro, căutându-și de ale lor. Rămas singur, omul înnoptă în căsuța lui cea nouă, a doua zi își căută o nevastă așa cum dorise și, nu peste multă vreme, viața i se umplu de copii, de râsete și de voie bună. Iată însă că într-un an se lăsă o iarnă geroasă, cum nu mai fusese până atunci, de îngheță apa în cană până s-o duci la gură. Și într-una din acele seri, auzi omul la ușa lui, toc, toc, toc. Cine e acolo? Întrebă el mirat. Cine să fie? Se auzi de afară glasul bursucului. Deschide, când îngheață inima. Sări omul la ușă și ce să vezi? Pe lângă bursuc, dârdăiau vitra, iepurile și cei trei cintezoi. Intrați, le zise el bucuros. Se vede treaba că a venit vremea să vă fiu și eu de ajutor. Întâmplarea făcut peste toate cele, ca după o bucată de vreme, tocmai pe când omul era plecat la târg după alegurii, la poartă să se oprească un lup cu o sanie mare și pe sanie cu o cușcă de care atârna un lacăt cât toate zilele. Am auzit, îi spuse lupul femeii, că ai niște copii foarte harnici și voioși. Dacă nu mi-i dai cu binele ca să-mi slujească pe iarnă, va fi vai și amar de capul vostru. Femeia se sperie întrucâtva, dar repede îi încolți în minte un plan. Ți-i dau, zice, așteaptă aici. Și fără multe vorbă, scoase de urechi iepurele, vitra și bursucul și aruncă drept în cușcă lupului. Aceștia sunt și acum du-te. Ajungând omul acasă și auzind cele întâmplate, se mâhni peste măsură. Hei, strigă omul, zărindu-l la o cotitură. Oprește o clipă, lupule, și descuie lacătul, că am să le spun o vorbă la urechea acestor copii ai mei. Lupul nu pricepu capcana și i se supuse. Omul slobozi animalele care l-ajutară gâba și bucuroși se întoarseră în căsuța de lângă drum. Poate că mai trăiesc și acum, îmi pune înțelegere. Dar e târziu, culcă-te. Noapte bună, dragul meu.